O delegație din provincia Shaanxi, Republica Populară Chineză, a fost astăzi primită la Consiliul Județean Hunătoara. Este prima vizită oficială a delegației din China, după semnarea protocolului de colaborare între județul Hunătoara și provincia Shaanxi, care a avut loc în urmă cu 3 ani. Vizita a avut ca scop semnarea memorandumului de cooperare și schimb între administrația patrimoniului cultural din această provincie și Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. Delegația din Shaanxi, condusă de viceguvernatorul provinciei, a fost primită în această dimineață de vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Ioan Bădin, și Cătălin Rișcuța, șef serviciu arheologic din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Mă bucur tare mult să mă aflu aici, în județul Hunedoara. Mă bucur foarte tare că suntem prima delegație care vizităm județul după ce am semnat colaborarea. Am venit în vizită pentru a promova colaborarea între Shaanxi și Hunedoara în domeniul cultural, în turism și economic. Semnarea unui memorandum de cooperare între cele două regiuni în domeniul patrimoniului cultural este o oportunitate de cunoaștere impresionantei culturi chineze. Este o oportunitate pentru noi să luăm contact cu o altă civilizație și o altă lume, să spunem așa, și sigur că nu putem rata ocazia asta. Este foarte bine pentru noi că reușim să arătăm ce avem și noi în patrimoniu și să luăm, cum spuneam, contact și cu alte realități istorice. Da, deci asta este prevăzut în memorandum, este vorba despre săpături arheologice comune, despre schimburi de experiență, chiar schimburi de specialiști sau participare în lucrări comune, mă refer la săpături arheologice, și o serie de schimb de informații legate atât de managementul instituțional, cât și de informații legate de practica din fiecare domeniu cultural în parte. Relațiile de prietenie între județul Hunedoara și mai multe provincii din China durează de mai mulți ani. Biblioteca județeană este de altfel singura din țară care are o bibliotecă și organizează cursuri de limbă chineză în colaborare cu Institutul Confucius. În urma acestui parteneriat am deschis prima filială și singura din România cu cărți în limba chineză, aici la Deva, în județul Hunedoara. În cadrul acestei filiale, care oferă cursuri de limba chineză pentru comunitatea hunedoreană, avem profesori vorbitori de limba chineză. Până acum am instruit în jur de 300 de persoane care deja cunosc limba chineză. Anul trecut am încheiat un parteneriat cu Biblioteca Shaanxi, iar anul acesta așteptăm vizita prietenilor noștri chineze la Biblioteca din Shaanxi, la Biblioteca Județeană. La evenimentul de astăzi, organizat la sediul Consiliului Județean Hunedoara, au participat directori și reprezentanții ai mai multor instituții din subordinea Consiliului Județean.